Îmi amintesc cu mult drag de fiecare Paște petrecut în copilărie alături de familia mea, de perioada aceea de dinaintea sărbătorilor în care ne pregăteam atât duhovnicește cât și trupește pentru a întâmpina sărbătoarea Învierii Domnului, praznicul praznicelor, cea mai frumoasă și luminată sărbătoare din an. Pregătirile începeau încă din prima zi a postului mare și până în săptămâna patimilor, când nimeni nu stătea locului. Toată lumea făcea curățenie în case și căuta să definitiveze treaba. Din Miercurea Mare până în a doua zi, duminică după Paști, toată lumea mergea la biserică. Cel mai frumos moment era noaptea de înviere, când toată lumea se aduna cu mic, cu mare la biserică, ca să participe la slujbă. După slujbă ne adunam cu toții la masă. Nu am să uit niciodată aceste momente.